Pompierii militari suceveni au organizat un exercițiu în domeniul situațiilor de urgență cu tema intervenția Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a Direcției Silvice Suceava și a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Comunei Pojorâta, împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al Județului Suceava și celelalte instituții cu funcții de sprijin, pentru salvarea persoanelor și limitarea efectelor negative produse de un incendiu la fond forestier pe raza ocolului Silvic Pojorâta, intervenția în cazul unui accident rutier în zona montană, precum și o asanare pirotehnică. Scenariul exercițiului a presupus intervenția în cazul producerii unui incendiu la fondul forestier în zona imediat apropiată de drumul județean 175B Transrarău. Astfel, în jurul orei 9, prin intermediul numărului unic de urgență 112, mai mulți turiști anunță faptul că se vede fum în pădure pe partea dreaptă a carosabilului, sens de mers Pojorâta-Rarău. La sosirea forțelor de intervenție s-a constatat că din cauza componenței vegetale a fondului forestier și a caracteristicilor reliefului s-au format curenți ascendenți care au favorizat dezvoltarea incendiului către nord și a cuprins o suprafață cu un front cu adâncimea de 5 metri pe o lungime de 1 kilometru, iar o altă suprafață de 1 hectar de pădure era deja arsă. Având în vedere topografia terenului unde s-a produs incendiul, complexitatea acțiunilor de stingere, evoluția în timp, precum și tendința de propagare a acestuia, s-au luat mai multe măsuri, printre care și solicitarea în sprijin a unui elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. Din cauza fumului rezultat de la incendiul de fond forestier pe drumul județean se produce un accident rutier. În urma evenimentului a rezultat rănirea gravă a doi pasageri aflați într-un autoturism care a părăsit partea carosabilă și s-a prăbușit în prăpastie. La fața locului s-au deplasat pompieri militari, lucrători ai SVSU Pojorâta, precum și o echipă de alpiniști de la Serviciul Public Salvamont Suceava. Cele două persoane au fost descarcerate și li s-a acordat primul ajutor medical. Ulterior au fost extrase din prăpastie cu ajutor alpiniștilor și predate către ambulanțele SMURD. O ultimă situație tactică a presupus că în urma acțiunilor de limitare a propagării incendiului s-a descoperit un element de muniție rămasă neexplodată, din timpul celui de-al doilea război mondial, ce punea în pericol populația din zonă și acțiunea de intervenție. Echipa pirotehnică s-a deplasat către locul intervenției, zona a fost balizată și s-a executat recunoașterea. Au fost realizate lucrările genistice specifice și s-au ridicat în total 3 elemente de muniție neexplodate, care au fost transportate și depozitate provizoriu până la distrugerea lor într-un poligon autorizat. Scopurile principale ale acestui exercițiu au fost perfecționarea deprinderilor participanților în organizarea, conducerea și executarea intervenției operative în situații de urgență cauzate de incendii la fondul forestier și verificarea modului de cooperare între Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava și structurile componente participante la exercițiu, respectiv structurile MAI din județul Suceava, Direcția Silvică Suceava, Comitetul Local și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Pojorâta, Unitatea Specială de Aviație Cluj-Napoca, Serviciul Public Salvamont Suceava, precum și agenți economici din zonă.